Companiile Bayer, KVS și Agrocomerț Holding Dealer Class și-au prezentat în perioada 26-27 ianuarie 2012 la Timișoara și Arad gama de inputuri pentru agricultură și oferta de produse care au avut performanțe deosebite în anii anteriori. Totodată, firmele au prezentat noutățile în materie de semințe, tehnică agricolă și produse de protecție a plantelor pentru acest an agricol și îndeosebi pentru campania de primăvară. Evenimentul a reunit un număr dublu de participanți față de cel estimat de organizatori. La aceste simpozioane sunt invitați atât fermierii, partenerii noștri, partenerii firmelor Class și Bayer, cât și dealerii noștri și dealerii firmei Bayer și Class. Întrucât suntem un grup de firme germane, am vrut să aducem pe piața din vest nu numai calitatea pe care o impun firmele germane, ci și informații despre absolut tot ce înseamnă noutăți în semințe, în pesticide, cât și în utilajele agricole atât de necesare prosperării oricărei firme. Și mai mult, am vrut să aducem și soluții de creditare, de aceea am invitat alături de noi și Banca BRD. Ne bucură foarte mult acest număr atât de mare de fermieri, pe baza informației pe care dumneavoastră ați pus-o pe site, foarte mulți dintre fermieri s-au simțit datori să vadă ce înseamnă firmele germane și această reuniune a celor trei firme germane pe partea de vest. Deci mulțumită dumneavoastră și a site-ului pe care a rulat acea invitație, acest număr mare de fermieri a fost posibil să se adune astăzi aici. În obișnuința noastră este ca în această perioadă de iarnă, când de precampanie, când fermierii urmează să se decidă asupra materialului genetic pe care îl vor folosi în fermele lor, să organizăm aceste întâlniri de iarnă în care să le prezentăm noutățile din portofoliu, să le prezentăm performanțele care le-au înregistrat în anii precedenți produsele noastre. Noi suntem organizați în 7 regiuni la nivel de România. Fiecare regiune acum abundă de astfel de manifestări. În general, la astfel de manifestări participă în jur la 100-120-130 de participanți. Am fost foarte plăcuți impresionați de faptul că aici, la Timișoara, sala a fost neîncăpătoare, au fost probabil undeva la 200-200 și ceva de fermieri interesați de produsele noastre și de produsele celorlalți parteneri ai acestei întâlniri. Eu personal am sosit din zona de nord-vest, am avut o întâlnire similară cu fermieri din zona Carei acum două zile, ieri am fost în zona Tășnat, unde am avut o întâlnire similară cu fermieri de acolo, astăzi suntem la Timișoara, mâine la Arad, în același timp și în Moldova, în Bărăgan, în toate regiunile țării, colegi de-ai mei susțin astfel de manifestări. Ele sunt normale, pentru că, v-am spus, noi avem un parteneriat deschis cu clienții noștri și ținem la datoria noastră de a informa asupra noutăților pe care le avem și asupra condițiilor portofoliului nostru. Dumnealor trebuie să fie din timp informați care sunt produsele care intră în portofoliu, care sunt produsele care ies din portofoliu și care sunt performanțele produselor în fiecare an, în condiții care de la o vreme încoace din ce în ce mai diferite și mai imprevizibile. Mă refer la condițiile climatice. Bayer Crop Science are în prezent omologate în România 55 de produse. La Timișoara, firma a prezentat noi soluții flexibile de protecție pentru culturile de cereale păioase, porumb, floarea soarelui, rapiță, cartofi și sfeclă de zahăr. La această reuniune, mărturisesc sincer, m-a impresionat în mod deosebit participarea. Contam pe un număr mai mic de persoane invitate, au apărut circa 80-100 de persoane în plus de care nici măcar nu știam. Ceea ce înseamnă că totuși brandul Bayer înseamnă ceva pentru cultivatorii din vestul României, mai ales că cuvântul Bayer în zona în care am avut foarte mulți nemți schwabi este o atracție pentru fermieri. Produsele noastre sunt foarte cunoscute, la această reuniune nu am făcut altceva decât să le amintim la oameni tehnologiile pe culturi, pentru că Bayerul are programe complete pe toate culturile. Și, bineînțeles, cel mai mult a interesat noutățile cu care noi am venit în acest an
Este vorba de un fungicid nou super performant care se cheamă Zantara. De asemenea, la cultura porumbului, pe lângă cunoscutele deja Melin Duo Adengo, am venit cu un nou produs care se cheamă Merlinul Flex, un produs, așa cum îi spune și numele, un produs foarte flexibil, adaptat la orice situație, care poate fi aplicat și singur, dar în același timp și cu alte produse care poate să mărească spectrul de combatere. Combate bulienile monocotiledonate și dicotiledonate anuale și perene în același timp. Mă refer la gramineile perene, care trebuie neapărat să fie însoțite într-un amestec cu un graminicid sistemic. Și în același timp e un produs destul de ieftin, care poate să meargă și pentru micii cultivatori, cu rezultate foarte bune. Sigur că depinde de spectrul de buruieni, de condițiile de aplicare, de pregătirea terenului, pentru că sunt foarte multe verici tehnologice care trebuie respectate. Altfel, efectul produsului și momentul de aplicare, efectul produsului poate să fie mai bun sau mai puțin bun. De asemenea, avem un produs nou, un fungicid, de asemenea foarte performant, pe care anul trecut l-am încercat în teren. Este vorba de fungicidul Sfera pentru floarea soarelui și sfeclă, în care diferențele de producție sunt semnificative. Avem și culturi la vița de vie, avem și la legume și la pomi, în sfârșit o gamă imensă, avem 54 de produse la ora actuală, încât dacă vrem să vorbim despre produsele Bayer, ne trebuie o zi să stăm de vorbă. Așa că noi la întâlniri din astea ne concentrăm foarte mult ca să prindă oamenii esențialul. Ca noutate, reprezentanții companiei Bayer au anunțat lansarea programului de fidelizare Bayer Fidelis. Utilizând produse Bayer, câștigul fermierului va fi dublu. Culturi curate, asigurate și totodată vor beneficia de anumite premii. Iar veștile bune pentru fermieri nu se opresc aici. De anul trecut am început cu aceste pachete. La cereale păioase avem un pachet care înseamnă fungicidul Falcon cu erbicidul secator. Sigur că acest pachet este pe total mai ieftin decât dacă am luat produsele separat. Este o reducere de între 5 și 10% față de prețul separat al produselor. Noi suntem și bancă pentru oameni, le dăm produsele în primăvară cu plată în toamnă, ceea ce nu este deloc de neglijat. Și oamenii, sigur că recepționează pozitiv, pe lângă calitatea produselor care le iau, sigur că îi atrage și acest gest al nostru, această mână întinsă pentru ei. E foarte important în condițiile, de ce să nu spun, în care băncile nu se implică în această problemă. Sub deviza Sămânța bună o găsești la KVS, reprezentanții KVS Semințe SRL au prezentat portofoliul de hibrizi pentru campania de primăvară, insistând pe varietățile de porumb, boabe și siloz. Însă, pentru campania de primăvară, stocurile de semințe sunt aproape epuizate. Product managerul e ca tatăl unei familii. Am atâția copii, am 20 ceva de copii în portofoliu. Toți acești copii, toate aceste produse sunt foarte bune. Problema e acum de a adapta produsul respectiv necesităților fermei respective. De asta noi avem în teritoriu o rețea foarte puternică de reprezentanți de vânzări, atât numeric cât și calitativ, și în discuțiile punctuale din fiecare fermă, împreună cu fermierul se decide asupra hibridului care va fi plasat în ferma respectivă, funcție de condițiile concrete din fiecare fermă, pentru că sunt fermieri care își doresc un hibrid mai timpuriu, pe care să-l scoată mai devreme pentru a introduce în rotație o cultură de toamnă. Sunt parteneri de-ai noștri, fermieri care își doresc un hibrid mai tardiv, pe care să-l recolteze mai târziu sau își pot permite să-l usuce pentru o productivitate cât mai mare. Condițiile sunt diferite de la fermă la fermă și reprezentanții noștri de vânzări împreună cu fermierii iau aceste decizii privind ce anume din portofoliul nostru se pretează condițiilor concrete din fiecare fermă. Pentru vestul țării, noi ca idee generală, ca linie generală, venim cu hibrizii semi-tardivi, pentru că climatul acesta cu influențe mediteraneene permite cultivarea în această parte a țării a hibrizilor foarte productivi din clasa semi-tardivilor, dar sunt și aici, punctual, situații în care vor fi vânduți și hibrizi semi-tardivi, semi-timpurii și hibrizi timpurii. Ca linie generală, pentru această zonă a țării, noi venim cu
propunerea de a fi cultivați hibrizi de mare productivitate, cu o perioadă mai lungă de vegetație, dar care să pună în valoare condițiile pedoclimatice din Banat. Cu performanțe excelente avem KVS 1394, avem Karmas, avem Krebs, avem consacratul Kitty. Anul acesta lansăm un nou produs în care noi avem o foarte mare încredere, Calimnos, din această grupă de maturitate. Dar nu este de neglijat faptul că în grupa semitimpuriilor venim la fermierii noștri cu Crabas, Camelias, Kinemas, Cornelius și alți hibrizi foarte performanți. Am venit cu o nouă optică privind momentul startului vânzărilor și am oferit partenerilor noștri posibilitatea de a face noi către dumnealor o vânzare timpurie și o cumpărare timpurie a dumnealor, punându-le la dispoziție materialul nostru încă de la începutul lunii decembrie. A fost o măsură bine gândită și bine așezată în contextul actual, dovadă fiind faptul că la această dată firma KVS în mare și-a epuizat toate cantitățile supuse vânzării. Suntem în situația în care facem mari eforturi de a acoperi cererea de sămânță, nu de a găsi surse de a plasa sămânța noastră. Fermierii participanți la simpozion au urmărit cu interes și prezentarea mașinilor și utilajelor agricole comercializate de Agrocomerț Holding S.A., dealer pentru jumătatea de vest a României, al firmelor europene producătoare de tehnică agricolă Class, dar și al mărcilor Lemken, Amazon, HV Vester, Franksgard, Maille și începând cu acest an al firmei Papadopoulos. Clienții au avut posibilitatea să acumuleze informațiile necesare pentru activitatea de prelucrare a solului, de semănat, de tratat, de recoltat și de transport producția agricolă. O considerăm foarte importantă întâlnirea, având în vedere că în viitor, până în primăvară și desigur în vară, clienții noștri trebuie să-și asigure necesarul de materiale prezentate sau produsele acestor firme care au fost astăzi prezente la întâlnire. Având în vedere situația agriculturii românești actuale, starea de vegetație a culturilor, recomandăm clienților noștri, producătorilor agricoli, să analizeze cu foarte mare atenție necesarul de utilaje de care au nevoie, să-și stabilească o prioritate a acestor utilaje și să acționeze din timp în a-și exprima dorința și hotărârea de a cumpăra pentru a putea comanda aceste utilaje în așa fel încât să le livrăm la timpul optim. Mă refer acum la combine, înaintea campaniei de recoltare a produselor agricole, care începe, după cum știm, în iunie, dar mergem și mai devreme la tehnica de recoltat furaje verzi și, bineînțeles, la tractoare pe care le putem folosi aproape întregul an. Revista Ferma a fost partener media al evenimentului.